Nu vreau să spun despre vaccin. Unii se vaccinează, alții nu se vaccinează. Nu vreau să vorbesc despre aceste lucruri, ci vreau să vorbesc despre teamă, despre frică, despre angoasă. Parcă te uiți cu înfrigurare pe telefonul mobil sau pe internet sau la televizor, la știri, să afli o știre bună. Cea mai bună veste pe care o poți auzi este Evanghelia lui Hristos. Toate celelalte vești care vin din lumea aceasta nu au legătură cu Hristos. Nu sunt conectate la sursa de viață și de putere. Conectează-te la Hristos, indiferent ce s-ar întâmpla în jurul tău, indiferent cât de mare ar fi furtuna, indiferent cât de mulți ar trece prin încercări și prin greutăți. Tu ești al lui Hristos, dacă ești, ești al lui Hristos. Nu poți să beneficiezi de protecția Domnului Iisus Hristos dacă nu l-ai ales mai întâi pe El ca Domn și Stăpân al vieții tale. Fă lucrul acesta chiar acum și apoi știi cum va fi viața ta. Nimeni nu spune că va fi pe roze și că nu vei mai avea parte de încercări, nici vorbă. Însă, diferența este că situația va fi, și aș folosi o imagine, ca un copil, un bebeluș, care stă în brațele tatălui său, indiferent cât de grozav ar fi furtuna de afară. El doarme liniștit acolo, știe că este păzit, știe că este îngrijit, știe că este iubit de tatăl și de mama lui. Așa este cu un om care îl primește pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Stăpân în inima lui. Nu are a se teme de nimic. Problema cea mai mare, să știi, că nu este nici virusul, nici vaccinul, nici amenințări de un fel sau de altul, se prăbușește economia sau orice fel de alte amenințări. Problema cea mai mare este teama. Spunea cineva, în Biblie scrie de 366 de ori, adică inclusiv pentru anii bisecți, când luna februarie are 29 de zile, scrie, nu te teme. Nu te teme. Și poți să aplici această idee și acest principiu în viața ta dacă ești proprietatea lui Hristos. Eu și Tatăl, așa spune Domnul Iisus Hristos, eu și Tatăl vom veni la El și vom locui împreună cu El. Când Hristos locuiește în inima ta, în viața ta, în casa ta, n-ai atât teme de nimic, nu?